Salut, băieți! Astăzi vă prezint un microfon de la Somic. Dyne DM028. Este un microfon de studio care are un preț foarte bun și știu, se vede, este chinezesc, dar nu contează asta, e mai bine așa. Cam așa arată cutia. Vedem puțin microfonul. Zice PC Notebook. Haideți să trecem la specificații. Specificații. Ne spune dimensiunile microfonului 09 cu bla 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 bla, dalea lor, deci microfon. Este omnidirecțional, ei nu zic, este stereo, sensibilitate de 58 de dB și SNR-ul, aici signal to noise ratio, este de 58 dB, foarte bun pentru microfon. Cablu de 3 metri. Haideți să desfacem. Avem un cică manual, da, not interesting, cablu și microfon, dar vi le las puțin așa. Avem un trepied pe care se pune microfonul, piciorușele sunt metalice, nu e cine, bada, e ok. Piciorușele sunt metalice, trepiedul se poate aranja de aici, îl dăm mai așa, să accept. Pentru ce îl folosesc eu o să fie perfect. Și acesta e microfonul. Solid. Altceva, nimic. Dacă mai comentează cineva, îi dau cu microfonul în cap acum. Înainte n-aveam cum să-i dau, dar acum pot. Cam așa arată microfonul. Avem un buton de on și off. Ca să... Așa. Aici nu se desface. Asta se poate desface, dar bănuiesc că e sigilat. Și firul. Care se termină într-un conector de 3,5. Clasic. Are niște spumă, nu știu dacă se vede, este spumă că dacă îl ții aproape de gură nu sufli și nu îl omori pe ăla cu suflatul în microfon, ceea ce pentru mulți e important. Și haideți să facem o mică prezentare și în trepied. Cam așa arată în trepied, se poate seta orice dimensiune și cam așa, bine, așa, exact așa. Și putem să o punem mai aproape, mai departe. Da, cam acesta este microfonul Somic DM028. Vă mulțumesc pentru vizionare, o zi plăcută!